era tupeist, tupeul ăla de care aveați nevoie, adică nu tupeu în sensul negativ. Am văzut ieri Spania, da, cu Franța, și la Spaniol a jucat un copil care avea 17 ani. Gavi, 17 ani, 6 luni și... Exact ca ăla era. Așa era. Tupeist, ca ăla era. Că titlul din presa de astăzi e: Gavi, spune-mă, pe bune, al doilea tău meci la echipa națională? Adică nu minți? Da. El a debutat cu Italia acum o săptămână. Mm-hmm. I-a bătut pe ea după 3-7 de meciuri neînvinși italienii, da, da. Și acum se vede că mai are de lucrat, că Laura mai mănâncă ea. Exact ca ăla. Exact ca ăla. Tu pe aici, alunecări, tot. Lovirea mingii, tot. Ăstora bătrân, normal că le plac. Normal, le plăceam, da. Când făceam alunecări și venea în timpul jocului, nenelul mă lua în brațe și în sfârșit Nea Dănuț m-a încurajat foarte tare, Nichi Dumitriu, în sfârșit, și eu trăiam într-o lume în care habar n-aveam unde sunt. Dar atmosfera era aia din totdeauna de la Rapid, boemie, așa, exact cum se spune? Da. Deci da, așa era. Da. Da. Erau fotbaliști adevărați, se respectau între ei, de asemenea ajungeai greu. Greu ajungeai să fie acolo unde trebuie să fie, pentru că era Rică Răducanu, Andrei era portar, Lupescu, Motroc, Dan Greavu, Dinu, Jamaischi, Georgescu, nu mai era, a venit eu, Năsturescu, Ionescu, Dumitriu și Codrea, nu mai era Neagu, mai era Ștefan, mai erau mulți care erau acolo, jucători care așteptau rândul. Eu am avut un noroc fantastic pentru faptul că la un antrenament, mi-a spus Nichi după aia, la un antrenament, când eu aveam cu juniorul unul antrenament, ne-a pus să tragem la poartă, Nea Costea. Și eu n-aveam ghete, că n-aveam de unde, aveam niște tenis care nici nu mai avea cauciuc. Și era numai pânza. Și cu aia jucați? Trăgeam la poartă. Da. Și la un moment dat m-a chemat Nichi la margine, că Giuleștiu avea de jur împrejur un zid de umbe, da. Și restul era plasă și m-a chemat la plasă acolo. Eu nu mă puștiu din coace. Tu mă cunoști pe mine? Da, Nenică, să rămână, i-am zis. Și zice, băi, să vii la cabină, după ce la noi la cabină, și să-ți dau o pereche de ghete, că n-ai ghete. Mi-a dat Nenică o pereche de ghete, că erau mai mici cu un număr decât ale normale, normal. Cum ar fi fost, da. Dar le-am luat pe alea și cu alea am jucat, eu știu, un an de zile, tot le-am și chituit, le-am și însușile, ce nu le-am făcut. Și deci erau jucători mari. Căutam să... De-aia am spus că n-am ridicat ochii din podea un an de zile, pentru faptul că erau celebrități, erau jucători. Și vorbește, Nichi Dumitriu a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști. Pe echipa națională era pe atunci jucător mare, care nu plinea Gică Constantin și mulți alții care jucau. Era greu să ajungi la echipa națională. Dar vă gândeați la ea? Eu sau nu, în momentul ăla? Nu. Eu, când am ajuns la echipa națională de juniori și eram capitanul echipei naționale și era Iordănescu, însușit Etem, și dar din ăștia care au apărut în fotbal, eu și Iordănescu eram din grupa aia. Când ne-au bătut ungurii la Budapesta și am terminat grupa, am zis, s-a terminat fotbalul pentru mine. Gata. Și am zis, domnule, nu știu ce o să mai fac. Și nu aveam servici, nu, cu școala mă descurcasem, terminasem o clasă, trebuie să mă duc la meserie. M-am dus la o de-astea de strungărie, de a fină, unde făceam piese pentru ceasuri. Și pentru... Și chiar v-ați dus acolo? Da, un fel de mecanică fină, așa? Da, mecanică. În sfârșit, în zona, acolo la noi, la Giulești, mai înainte puțin. Am trei luni m-am dus acolo până făceam antrenament la echipa de junior și la echipa mare, mă duceam și la servici și m-a chemat Nea Tinăș și a zis, băi, uite-te, am pus pe tine la indemnizație, îți dau $800, 800 de lei, să te duci să-ți iei pantalon, să-ți iei, cum îl cheamă, uite-te, cu Nentu Nichi, să te duci să-ți cumperi pantalon, să-ți cumperi pullover, să-ți cumperi mai multe, du-te. Și atunci m-a luat Nichi și m-am... Deci așa gândea antrenorul. Da, da. Vă mai dădea palmele la după ce a făcut. Da. Țin minte, a fost o dată o discuție. A venit în cabină Nea Tinel și cum eram noi acolo, glumeau cu ei. Venise și Neagu în perioada aia. Zice, băi, Neagule, Liță, trece... Nu, Liță, Dumitru, trece în partea alta. Ne-a dus în baie. Au discutat, e un sfert de oră, 20 de minute și pe urmă ne-au chemat. Nu am zis nimic, ne-am văzut treaba noastră. Am aflat asta după vreo 2 ani de zile, mi-a spus Nichi. Bă, tu știi ce, când te-a dat afară pe tine, știi ce a spus Nea Tinel? Da, nu știu. Băi, Nichi, băi, mâncăvaș, bă, voi sunteți nebun la cap. Cum dracu a venit copilașul ăsta să dirigeze jocul echipei? Băi, sunteți nebun, băi, mâncă.
În sfârșit, Nichi a zis, e valoare. Ne-a dănut la fel. Și deci, eu nu știam, eram inconștient de ce aveam eu. Nu v-ați dat seama de valoarea voastră? Nu. Mergeați, era un joc, o plăcere? Venea de la sine. Da. În primul rând că, apropo de ce gândeam eu și ce eram eu, merg acum la fotbal, prin divizia B, prin în sfârșit divizia A, mă duc la meciuri și stau un sfert de oră, 20 de minute, 30 de minute și mă plictisesc și plec. De ce? Mă gândeam cum eram eu și mulți alții ca mine și cum sunt ăștia. Eu știam să lovesc mingea pentru că zidul ăla care era de jur împrejur pe la Giulești, păi băteam zidul ăla, cred că am bătut de milioane de șuturi și de pase la zidul ăla, am dat și cu stângul, și cu stângul și cu dreptul am dat până am ajuns unde am ajuns. Dar tot a fost numai inconștient, pentru că îmi spunea ceva din organismul meu că pot să fac ceva și că îmi place. Când erau meciuri și dădeam pase cu exteriorul la 18 ani, 17 ani, dai cu pase cu exteriorul. Se dau târziu, da. Erau, Jamaischi lovea mai perfect ca mine mingea, nu? Jamaischi dădea cu ambele picioare, senzațional. Și deci, se vedea, dar am lucrat. Și mă duc la meciuri și văd, și după un sfert de oră vezi că trag la poartă sau nu știu, să centreze. Sunt jucători în divizia la noi, la ora actuală, care nu știu să centreze, nu știu să dea pas. Nu știu să șuteze la poartă. De posedare nu mai spun, alunecări sunt foarte puțini. Dar unde mergem? Deci nu mai găsim un Gavi. Nu mai găsim. La noi în România e greu să găsești Gavi. Din păcate. E greu. Și suntem cei care conduc fotbal. Nu eu, că n-am nicio legătură, n-am apucat să conduc fotbalul în România. Că nu, nici n-aveam pretenții, dar puteam să fiu acolo într-un colț un antrenor care se ocupă de copii și juniori, să poată să câștige banul lui și totodată să învețe niște copii. Cum să lovească mingea, ce trebuie să faci de la... Iau copiii ăștia de la 8-10 ani, iau în primire și îi antrenează ospătare și șef de sală. Cu licențe, pro-licențe. Înțelegeți? Păi are pro-licență ospătarul și mai are și Lucescu. Care e diferența? Deci învață copiii ce nu trebuie să învețe. Deci un copil de la 8 ani până la 14 ani trebuie să-l pui să facă prelor, să tragă la poartă, să dea pas cu stângul, să dea pas cu dreptul. Asta e elementare, de bază. Da, ca să poată să vină și după aia să-i ceri de la 14 ani, să-i ceri să joace 4-4-7, 4-5-1, 7-8-9, nu are importanță cum joacă ăștia. Trebuie să... De atunci, nu, ei iau de, se fac coordonare cu ei, cu copiii, de alergare. Ce să faci? Sau, eu știu. Deci nu se lucrează așa cum trebuie. Și de-aia nu mai apar. Singurul care, în sfârșit, e în România și se lucrează, pentru că acum am văzut și eu și am văzut de mult, este Gică Hagi, care și-a creat o academie și bravo lui pentru faptul că a reușit pe banii lui să-și facă această academie. Nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine! Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro!